Hello, salut lume și bine m-am găsit aici la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne jucăm Farming Simulator Ferma de la țară. Sper să vă placă. Am mai trecut o zi și din câte văd, tocmai avem canula gata de recoltat. Deci, după cum știți din episodul anterior, am lăsat una bucată combina aici. Haide să o pornim și să-i dăm drumul la treabă să mergem să cultivăm celălalt teren. Cu canola asta nu știu ce să fac, sincer să fiu. Vreau să mă uit la marketplace. With canola și avem un preț de 1800. Putem să o vindem pe asta. Ioi, trebuie să fac cumva. Să schimb combina. Ia asta, să vedem dacă tot a trecut ziua. Oferte, ceva oferte. Doar header. Și în valta. Interesant. Și să vedem dacă mai avem productivitate la... Cum se cheamă? La asta... La seră. Mai vreau să-mi plantez o seră. Una mai șmecheră, să zic. Și o să-i dăm cu lucrător automat. Creează un loc de muncă. Mergi, nu? Așa. Așa, nu, asta aici. Asta, așa ne-a luat terenul. Bun, dăm și noi 10 de astea, înapoi și dăm un generator. Ok. Și selectăm de aici, first waypoint și gata. Îi dăm play. Pornește? First waypoint. Play. Văd că nu vrea. Ia, poate o ia mai greu. Da, o ia mai greu. O ia mai greu. Ok. Ok, bun. Așa. Bun. Noi, hai să ne vedem de treaba asta și să mașina să o ducem în garaj. Deci, nu știu. Nu știu unde am lăsat tractorul. Mi se pare că l-am lăsat la magazin acolo, când am vândut ultima dată. Cum se cheamă? Deschide-te. Cum se deschide? Uite. Și se deschide și la... Cred că l-am lăsat acolo unde am vândut ultima dată varza. Chiar sunt curios să văd dacă am mai făcut ceva productivitate. Băi, dar am umplut motorul? Nu. Și am închis și sunt înăuntru blocat. Yay! Stați așa. Bun. Am rezolvat. Ia. Da, l-am lăsat aici. Văd că eram pe drum. Stai să-mi dau seama unde sunt. Ah, suntem aproape de fermă. Ok, dăm cu spatele. Am bulinat-o acolo. Ok, hai să vedem de asta cum se cheamă. Fermă, nu de fermă. Ne uităm alea că la găinuțe. Să vedem ce au pe acolo. Uite că am lăsat poarta deschisă. Vei lei, doamne. Așa. Îl las alea ca așa, momentan aici. Hai să ne uităm la găinuțe. Mai au hrană, ok, 40. Mai avem alea și facem un palet de ou. Ok, bun, bun. Ia să vedem noi de aici sera noastră, cum ce face. Sera noastră ce nu mai are? Semințe. Ioi. N-are semințe. Dar avem 3000. E ok. Cred că ar trebui să luăm mai multe semințe să ducem. Apă mai are? Mai are o tonă. Ok. Băi, și m-am gândit în felul următor. Noi avem terenul la mare. Asta văd că l-am cam prăpădit o leacă. Ceea ce vreau eu să fac e să... Unde? Nu. Aici. Dar avem o semințe aici. Nu, asta e îngrășământul. Da. Mă scuzați. Ceea ce vreau să fac e să... Ia, să iau acest UTB.
Îl pornim. Tot frumos. Așa. Vreau să cultiv acolo terenul. Gen, dacă aș putea să-l iau, cred că am lăsat să-ți prea aici. Ca să-l pun aici. Vreau să iau să cultiv terenul de acolo. Gen, o să cultiv terenul. Și vreau să mai pun, să mai montez câteva serii. Hai că m-am blocat aici. Chiar vreau să pun câteva serii ca să fac un plus. Deci, cred că o să... combina noastră, ia să vedem câte la sută. O, 50. Așa, dăm la asta o coborâre. Cultivăm aici. Sau nu știu. Hai cultivăm și o să punem tot așa jumătate. Și dacă vreți voi să-mi spuneți jos în secțiunea de comentarii ca să ce putem face cu terenul respectiv. Oricum am de gând să mai cumpăr un teren. Unul mult mai mare. Sau să-l cumpăr pe cel la vecin și să le îmbină să facem un teren mai mare. Acum rămâne de văzut. Opa. Stați așa. Dăm alea cu spatele. Și mergem acum înainte. Așa. Vreau să-mi pun o seră cu pepene. Nu știu cât poate să fie productivitatea la pepene. Adică gen nu știu cât o să se vândă. O să aflăm asta pe parcurs. Dar vreau să o pun. Ca să fie ceva acolo nou. Și cu găinile văd că merge treaba cum merge. Na. Cu terenul la fel. Păi momentan o ducem bine. Avem ceva bănuți strânși. Gen și canul ăla pe care o avem acum o să o punem în combi, în asta, în cum se cheamă, în remorcă și o să o transportăm mai departe, o să o ducem. Nu pe stradă, pentru că nu prea. Momentan nu vreau să fac câțiva bănuți și poate reușesc să-mi cumpăr și eu o combină nouă. Sau, na, o să vedem noi acum. Vreau să plantez grâu acum, după ce se termină toată asta de aici. Vreau să pun grâu. O să fie, să am și pentru animale, gen pentru găini. Doar găinile le am momentan. Și poate ne extinde și noi ferma. Nu știu unde să mai extind, de asta zic să păstrez terenul ăsta doar pentru a extinde ferma. Dar trebuie să o nivelez alea. Pentru că nu e cea mai dreaptă fermă. Nu e cel mai drept teren aici. Și să-mi extind ferma. Acolo locul e foarte mic. Să-mi pun și eu aici un garaj pentru utilaje, chestii de astea. Și mai ce, nu știu, să-mi fac și eu un loc unde să pun câteva astea, cum să le zic, stați că nu-mi vine acum plimbă. Gen să-mi pun grajduri pentru văcuțe sau pentru porci chiar. Chiar ar prinde bine și niște porci să avem. Ne-ar prinde foarte bine. Dar asta oricum, ne trebuie să investim timp. Trebuie să mai investim timp pentru lucrul ăsta. Uitați și cât am vorbit noi acolo, am și cultivat acest teren. Și care e ideea? Eu nu mai văd că și asta am terminat. Hai, te lăsăm momentan aici. Mamă, cât de frumos arată. Și trebuie să ne spălăm și tractorul. Stați așa, avem asta aici. Nu, asta. Asta o dăm înapoi, momentan. Trebuie să dăm și o fugă până la seară. Nu cred că în acest episod o să facem asta. Ca să... nu mai ducem semințe și poate ducem și apă, dar cisterna e tocmai acolo. Și mă gândeam să facem o irigație pentru sera noastră de acolo, ca să nu mai ducem apă, să ducem doar materialele necesare.
Băi, câte o combină mai decentă? Deci, un Nova e 75.000. Class, pam pam. New Holland, John Deere, băi, sunt cam scumpicele. Ok, noi doar acum ce avem acest tractoraș pe care am putut să-l cumpărăm. Am făcut bani din cum se cheamă? Din contracte. Și ce vreau să fac, pentru că chiar de drumul ăsta îl folosesc. De aici, amenajări, vopsire, vreau să iau asta. Oraș. Bă, așa. O leacă mai micuț. Așa. Nu. Așa. Așa. Și încă o dată. Uite, așa văd că acolo nu avem accesul. Și pe aici. Uite, așa. Stați că plante. Am pus. Am șters pe acolo. Așa. Bun. Așa, parcă mai vine de acasă. Așa, o leacă mai amenajat. Vreau să scap și de arbuștii ăștia. Neapărat. Vreau să scap de ei. Nasol că nu putem să scoatem copacul ăsta de aici. Gen, eu am așa. Construcții, producții, sere. Unde sunt? Că știu că am mai multe sere. Și da, văd că nu s-au actualizat. Sperăm să se actualizeze mai târziu. Deci, astăzi nu putem să ne punem, montăm noua seră. Ma. Nasol. Nasol, nasol. Așteptăm să se facă și asta, anul ăla. După cultivăm. Și cred că da. Terenul ăsta o să-l păstrez pentru a face alte lucruri. O să încerc eu să-l îndrept. Gen aici, să-l aduc o leacă la nivel, să pornesc de aici, să fie asta aici la nivel măcar. Așa. Și ca să nu mai pierdem timpul, ne dăm jos din combină. Încercăm să deschidem minunata poartă de la garaj, ușă, poartă, ce-o fi, whatever. Nu știu unde e magazinul din nou. Și o să mi-l pun fix aici. Stați așa. Și vreau să fac pe felul următor. Saci mari, semințe. O să cumpăr 3 saci. 3 saci de semințe. Cumpără. Așa. Cumpărăm saci. Desfacem aici frumos. Așa. Noi mai avem ceva varză acolo. Și ia, sunt curios de un lucru. O să pun noi saci. Ia, rapid. I-am prins. Bun. Și hai să o dăm spre seră. Hai să mergem rapid spre seră. Îi lăsăm acolo și o să luăm și cu noi cisterna pentru a aduce apă când mai avem un drum. Adică, mai să mai avem un drum. Trebuie neapărat să ne ducem, ca să ducem apă acolo. Când avem apă. Nu să mai fie. Sau... Op. Sau o altă idee. Mamă. Nu, trebuie să-mi schimb și mașina asta. Nu se mai poate cu ea. Stai sub. Haideți. Ha, mă. O, te fratele meu. Nu e stabilă. Trebuia să trișez o leacă aici ca să scap de asta. Te-ați, nu e stabilă deloc. O prinde ea. O, atâta. 130, dar nu. Frână, frână, frână. Așa. Cred că o să o schimbăm sau o păstrăm, pentru că e utilă și asta. Pentru că putem să punem apă, putem să punem și combustibil, dacă utilajele noastre pe teren rămân fără combustibil, deci tot e ok și asta. O să ne cumpărăm o mașină în plus. Avem unde să o punem.
Și de asta zic. Frână, încetul, pe aici frumos. Nici puncte de viraj nu virează ca lumea. Chiar nu. Chiar nu. Nu, nu. Stai, spate în chingile. Chiar nu virează cel mai bine mașina asta. Nu știu, centru de greutate sau chestiile astea nu sunt ok pentru acest lucru. Pentru o mașină de genul. Care poți să pui atâta greutate pe ea să transporti și să aibă un punct de greutate foarte... punctul de greutate foarte rău, nu, nu, nu. Ați văzut cât am pierdut acolo, în curbele alea. Așa. Și vreau să mai văd ceva aici, dacă pot să o fac. Opa, unde te duci? Așa, bun. Ia, se termină seria asta. Construcții, unelte, nu, containere, gen, poți, da, n-am acces la teren. A, e, n-avem acces, ia să vedem, cât avem până acum, 3000 de litri de sală, e ok, e foarte bine, mai lăsăm, și hai să luăm asta cu noi acasă. Când venim mai târziu, o să aducem și apă. Îmi trebuie apă chiar, la seră. Păi, eu cred că până la urmă o să cumpăr, că eu plătesc chirie pe ea. Tot uite, o am și mai înainte am fost plătit o chirie pentru utilajele pe care le am în chirie. Așa. Nu avem noroc că e foarte aproape de casă. Gata, știu unde să-i pun. Știu. Asta trebuie să... Cred că asta o să fac cu terenul ăla. O să-l fac mai frumos, să arate estetic. Și... O să încerc să-l... fac pentru utilaj. Să-l replasez acolo. Așa, ia stai. Să dăm cu spatele, să punem la un plut, cisterna cu apă. Ai de capul meu ce rău merge asta. De ce? Ah, gata. Merge. Bun. Ia să vedem combina noastră, e 88%, nu mai avem așa mult, dar avem marginile alea pe care trebuie să le luăm tot mai. O să le luăm manual. Nu e o problemă asta. Haideți să ne punem cu tractorul. Pentru că văd că o să fie plin imediat. Să fie plină combina. Uite, vedeți? Denivelarea aia, spune-mi. Sper să nu mă prindă rău ca să distrug recolta. Mai ai? Ia să vedem noi, with canola, cel mai mare preț aici, etichetează locul, ia să vedem pe mapă unde este, mi se pare că tot de acolo, da, tot acolo în colț. Ok, ia stați așa. Stop. Și hai să luăm noi manual. Nu mai avem mult. Nu știu câți bani o să facem pe canola asta respectivă, că nu pare cea mai multă. De asta vreau să pun grâutura asta.
Și dacă reușesc să-mi schimb și combin, aș fi foarte, dar foarte mulțumit. Uitați cum merge 4 km la oră și suntem în vale. Asta e nasol. Da, nu. Aia este. Oricum, cu cultivatorul aici dăm rapid pentru că e măricel. Acolo unde nu și mai mă duc. Pentru alea că nu. Nu. Așa că merge greu. Luăm asta, facem virajul frumos, mergem, descărcăm în combină și o combină remorcă și gata. Bro, așa. Bun. Hai, deschidem și burlanul. De-abia aștept să o vând. Adevăr că nici n-am folosit mult. Acum ce începe sezonul. Asta e ideea. De asta e decât să merg cu ea până aici. Treabă cu bărbatul. Mai degrabă fac asta. Așa. Cât avem? 5.000? 5.000? 6.000? 7.000 nu cred că atinge 7.000 cu ea. Sau? Nu. Mai sur... nu, nu un tractor. Nu convine. Închidem asta, să o deplasăm leacă mai departe. Și... A, am oprit. Bun. Și noi mergem să ducem... producția noastră. Și după o să ne ocupăm de teren, să-l cultivăm. Da, asta o să fie episodul următor. Noi acum încercăm să vindem ce am produs, să ne descurcăm ce avem până acum. Și da. Până nu, și tractorașul ăsta văd că merge destul de greu. Dar măcar e mult mai bun față de UTB-ul pe care l-am avut înainte. Hai să fim serioși. Avem o cedează liber. Și ne ducem, tată. Ne ducem, ne ducem. Așa. Dă-i pe pilotă automat. El lor merge. Mai trebuie să luăm virajul noi. Mă bănuiesc că știți asta, nu? Așa. Uite. Păi, pe destul de faină și tractorașul ăsta. Mă bucur că am putut să-l achiziționăm pentru fermă. Chiar mă bucur foarte mult. Să trebuiască să mai facem rost de câțiva bănuți și să ne cumpărăm o combină. Nu trebuie. Poate mai prindem un contract. De balotat, de făcut baloți. N-ar strica să facem un episod în care facem un contract. N-ai strica. E cam o leacă multă treabă acolo. Sau asta de recoltat 14.000. Am bănuit cu baloții sunt mai ok. Să facem cu baloții. Și poate o să ne permitem dacă facem baloții și noi avem 32.000. Plus ce vindem acum. Plus ce o să fie de la seră. Plus banii de pe contract. Plus ce mai rămâne de pe contract. Și putem să vindem. Poate facem 100 și ceva de mii. Și putem astfel încât să ne luăm o combină. Și poate facem și astfel încât să modificăm terenul respectiv, mă scuzați, și modificăm terenul respectiv ca să ne mai mărim ferma, să ne extindem ferma. O idee bună. Nota 10. Și da. Bun, așa. Haideți că mai avem o leacă și ajungem și la punctul de descărcare. Vindem toate astea și cam da. Cam acesta a fost episodul. Ce frumos e pe aici. Tare mult aș vrea să ne cumpărăm un grajd pentru vaci. Acum să vedem unde o să-l plasăm și pe ăla. Asta e buba, că harta e cam micuță. Ferma noastră e micuță tare. Cum am zis, e o fermă mică la țară. Ca și cum e la țară și de asta. Nu știu dacă vă place cealaltă fermă, ferma de la oraș, unde am început.
Acolo e o leacă mai mare, acolo avem mai multe obiecte, mai multe utilaje, mai multe animale pe care trebuie să le punem în funcțiune, trebuie să dăm drumul. Nu mai avem mult nici acolo și o să începem. Deja am început cu asta, cum se cheamă, cu găinile. Deci, da. Sper să vă placă și cealaltă serie, cum vă place asta. Așa. Și am ajuns aici. Și ia să vedem. Descărcăm. Se descarcă. Ioi, ioi, ioi. Ok, bine, e bine. 12.800. Bun, tată, bun, bun, bun. Dar vom avea o producție bună de pe teren, înseamnă. Bun, și o să mai avem și cu sera. Hai, încet, încet, o să facem bani. Da, mai sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un comment și ne vedem data viitoare. Până atunci, bye bye!